Culegem lobodă, ceapă, mărar și pătrunjel. Tăiem loboda și o punem la călit cu ceapa. După ce o călim până scade zeama, punem tocana mea, după cum știți. Ia uitați ce bine arată. Boia de ardei dulce, cimbru și mai pun și un borcan de roșii tăiate, ce am avut la borcan puse pe iarnă. Între timp culegem frunză. Știți cum se culege frunză? Doar de la vârfuri, din aia proaspătă, fragedă, nu proaspătă, tinerica. Și așteptăm să ne crească dovlegeii. Ia uitați ce am eu aici. Pă, să nu fie de ochi. După ce a scăzut bine zeama din ele, am pus orez. Dar trebuie să lăsăm să se răcească pentru că, vedeți, ea frige. Am pus orez, am amestecat bine, am pus 2 cartofi rași și o mână de orez, de griș. Pătrunjel și piper și le lăsăm să se răcească. Apoi amestecăm. Cât se răcește, cum v-am zis, am opărit frunza de vie. Și ne apucăm de sucit sărmăluțe. Luăm cu o lingură, le punem aici, frumușel, o rulăm și gata, sarmaua sucită. Ia uitați ce bine arată și ne apucăm de treabă, că avem treabă destul de mult. La umbră stăm și ia uitați ce bine arată.